Sebastian Ghioca, pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș, a parcurs cu bicicleta un traseu de 435 de km în mai puțin de 24 de ore. Drumul ales a cuprins atât Transalpina cât și Transfăgărășan, cu o diferență de nivel de 7500 de metri. Sebastian Ghioca este tatăl a 3 băieți și în curând al unei fetițe, iar cursa a avut drept scop o cauză umanitară. De mai mulți ani, Sebastian a decis să ajute copiii Fundației Copii în Dificultate. Ei îl numesc ambasadorul lor, iar el se simte recunoscător că le poate reprezenta cauza. Prin ceea ce fac, îmi doresc să vă conving să donați pentru cei 20 de copii ai Fundației care au nevoie în continuare de o casă renovată conform noilor standarde în care să se poate simți în siguranță. Fără ajutorul nostru, ei riscă să nu aibă acest loc pe care să-l numească acasă, a declarat Sebastian Ghioca.